Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Și nouă ne dăruit viață veșnică. Închinăm une sfinte învierii Lui, celei de a treia zi. Rămâi cu noi, căci este spre seară și s-a plecat ziua. Iubiți credincioși, astăzi este a treia zi de Paști și avem, prin rânduială dumnezeiască, o mărturie despre această zi. În a treia zi, de după învierea Mântuitorului, ne spune Sfântul Evanghelist Luca despre un drum pe care doi ucenici, Luca și Cleopa, îl făceau de la Ierusalim către un sat care era ca la 60 de stadii depărtare de Ierusalim. Și în drumul lor se întrebau zicând despre ce se întâmplase în zilele acelea în Ierusalim, despre Mântuitorul, despre răstignirea Lui, și se căinau că ei credeau că El este Cel ce va mântui pe Israel. Și apropiindu-se de ei, Mântuitorul, pe care ei nu L-au cunoscut că este Iisus, pentru că, spune Sfântul Evanghelist, erau ținuți ochii lor ca să nu-L cunoască, s-a adăugat lor în cale și i-a întrebat: de ce sunteți triști și ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbați între voi? Și ei s-au uitat oarecum mirați și reproșându-i: tu ești singur străin în Ierusalim și n-ai auzit ce s-a întâmplat în zilele acestea în el? Și despre ce, a întrebat Mântuitorul? Despre Iisus Nazarineanul, pe care mai mari preoți, oșucărturarii și farisei l-au dat la o sândă de moarte și l-au răstignit. Și noi credeam că El va mântui pe popor. Mai n-au mai înspăimântat și niște femei dintre ale noastre care, mergând la un mormânt, au spus că au văzut arătare de înger care le-a spus că El este viu, dar pe El nu L-au văzut. Apoi a fost și Simon Petru și a văzut giulgiurile singure zăcând și mahrama pusă deoparte, dar pe El nu L-au văzut. Și mergând spre cale, se apropiau de locul unde trebuia să ajungă, în Emaus, și Mântuitorul se făcea că merge mai departe, așa spune Sfântul Evanghelist Luca, se făcea că merge mai departe. Și ei s-au rugat stăruitor zicând: rămâi cu noi, căci este spre seară și s-a plecat ziua. Știți că la evrei era și obiceiul acesta ca noaptea să rămâi într-o casă de om, nu să faci alte lucruri, nu să te aduni, să plănuiești cine știe ce, noaptea este pentru a te aduna acasă. Și a rămas cu ei la cină, dar le-a tâlcuit toate locurile despre El din Sfânta Scriptură. O zăbavnicilor, cu inima ca să credeți toate câte s-au scris despre Iisus, nu trebuia acesta să moară, să fie răstignit, apoi să învieze. Și la cină a luat pâinea, a binecuvântat-o și frângând le-a dat lor, și s-au deschis atunci ochii lor, spune Sfântul Evanghelist, și au văzut că este Iisus, dar apoi nu L-au mai văzut. Și își reproșau între ei: oare nu ardea în noi inima noastră când vorbea pe cale și ne tâlcuia Scripturile? Iubiți credincioși, acesta este un episod care ne mărturisește tocmai despre această a treia zi a învierii. Nu pot să vă introduc în starea de atunci fără să citez din atmosfera pe care Părintele Arsenie o prezentat despre acest episod. Ținea foarte mult, să știți, la Luca și Cleopa în drumul spre Emaus și în ultima parte a vieții nu pleca aproape nimeni de la spovedit fără să plece, fără să primească o iconiță cu Luca și Cleopa pe cale.
și fără să spună Mântuitorul din această stare pe care acea icoană o zugrăvea. Și anume, spunea, uite, tata aici era așa ca un fel de abur, cam ca la începutul lumii când Dumnezeu se purta pe deasupra apelor, dar era un abur așa de necredință și de îndoială, de zvonistică, de lucruri care ai auzit că s-au întâmplat, ai dat să crezi, dar n-ai văzut, dar n-ai auzit complet, dar nici cei care au văzut și au auzit complet nu au detalii atât de complete încât să te facă pe tine să înțelegi totul și zice de aici rămâne ca fiecare să se încredințeze singur în acest abur, în această ceață de îndoială și de necredință se aflau ucenicii, ne aflăm și noi, numai că diferența între noi o face că unii dintre noi ne trezim și ne întrebăm oare nu ardea în noi inima noastră, dar alții să știți că rămân așa, stană de piatră, ceața rămâne acolo și numai de soarele. Cam asta era atmosfera. Dar dincolo de atmosferă, cel mai important lucru mi se pare faptul că această zbatere a ucenicilor ne învață ceva. E de fapt despre zbaterea noastră. Mă, am înviat, bun, și ce facem de acum? Ce se va întâmpla? Noi credeam că ne va mântui poporul. Bineînțeles că vieții oameni credeau că o să-i scape de jugul roman sau o să facă vreo reformă administrativă sau poate că chiar o să dea o amnistie, o grațiere, ceva. Așa credeau și ei, pentru că, vedeți, firea omului întotdeauna a fost așa. Să aștepte fiecare cam ce are pe suflet. De exemplu, de la un șef de unitate sau, mă rog, un mai mare, un edil eventual, fiecare ce așteaptă? Ce îi lipsește lui? Că nu o să aștepte unul care își vede de bucățica lui acolo de grădină, nu o să aștepte de la primărie să vină să-i facă ea curat în curte. Nu, dar o să aștepte ca în fața casei să-l ajute și ei să facă, să fie o atmosferă plăcută. Ei, să știți că asta așteptau toți fiii lui Israel. Deci e gata, de acum, dacă a înviat, vedem cum este. Ei, însă noi vreau să dezbatem o altă temă și anume a noastră. Când îl cunoaștem pe Dumnezeu? Când îl vedem pe Dumnezeu și mai ales când ni se deschid ochii noștri? Pentru că spuneau că după ce le-a frânt pâinea și le-a dat-o lor binecuvântată, s-au deschis ochii lor, dar el s-a făcut nevăzut de lângă dânsii. Dar mai interesant, ceva mai în față, se spune că ochii lor erau ținuți ca să nu-l cunoască. Dacă ochii lor n-ar fi fost ținuți, cu siguranță că toată zbaterea aceasta a lor ar fi fost ridicată așa ca un văl și li s-ar fi făcut, li s-ar fi părut că este firesc să-l vadă pe Hristos, să-l vadă viu. E bine, nu așa se pune problema. Noi dacă am obține în viața aceasta totul și să credem că ni se cuvine, nu cred că am mai avea bucuria de a constata că am dobândit ceva. Imaginați-vă despre un cuplu tânăr care se pomenește la o lună, două, că o să fie părinți. Păi în primul rând se sperie, în al doilea rând, dacă sunt pregătiți, să zicem, o să spună, da, e firesc. Ei, tată, dar când îi vezi că după 5-6 ani încă se mai străduiesc să devină părinți, în momentul în care vor fi părinți, vor ști ce valoare are copilul. Nu este așa o întâmplare, nu este un lucru firesc pe care, bineînțeles că trebuia să-l avem și noi, nu. Ei, așa lucrează pedagogia lui Dumnezeu. Lucrează cu noi ca să ne pregătească. Întâi ne ține ochii să nu-l cunoaștem și apoi când se deschid,
Hristos nu mai este. Nu mai este vizibil cu ochiul liber. Este în tot ceea ce se întâmplă. Dacă ar fi rămas Hristos cu ei la masă, ei ar fi crezut că ăla e Hristos și atât. Dar prin faptul că după ce s-au împărtășit la frângerea pâinii, Hristos s-a făcut nevăzut de lângă dânsii, înseamnă că Hristos a intrat în toate preocupările lor, în toate gândurile lor, în toată lumea, și atunci au înțeles că de fapt Hristos vorbește despre o altă împărăție, nu o împărăție a amnisiei și a grațierii lumești, ci o împărăție în care să te bucuri altfel, simțind cu ochii, nu văzând cu ochii, pipăind cu tot ceea ce înseamnă senzorial și extrasenzorial tot ceea ce ne înconjoară. De aceea, astăzi, Hristos se face nevăzut de lângă noi ca să intre în tot ceea ce este pe lângă noi și să fim conștienți că Hristos este împărăția noastră. Știți că una dintre cele mai interesante definiții ale împărăției cerurilor, după ce ne face Mântuitorul o serie întreagă de comparații, asemănase va împărăția cerului, de la cel care asemăna sămânța până la fecioarele înțelepte și neînțelepte, de la drahma cea pierdută, de la oaia cea rătăcită, a spus la un moment dat, împărăția cerurilor este în sufletul vostru. Aici trebuie să o căutăm, pentru că mesajul de bază al zilei de astăzi este rămâi cu noi, căci este spre seară și s-a plecat ziua. Asta trebuie să facem și noi. S-a plecat ziua în sensul că deja este a treia zi de Paști. De mâine încolo, bine, exceptând faptul că mâine e 1 mai și mai e o prelungire, ar însemna ca viața noastră să o ia așa oarecum în cele firești. Nimic nu mai este firesc pentru cel care trăiește o noapte de înviere și a treia zi în care Hristos se face nevăzut cu ochii și se face pipăibil cu toate celelalte simțuri. Nimic nu va fi ca înainte. De poimine încolo, ar trebui ca tot ceea ce am auzit despre Hristos, tot ceea ce am simțit și noaptea de Paști și acum a treia zi de Paști, să însemne pentru noi un alt mod de viață, o altă bucurie. Cei care ne vor vedea să se întrebe neapărat ce e cu noi, ce s-a întâmplat cu noi, că nu mai suntem așa de arțăgoși, că nu mai suntem așa de certăreți, că nu mai suntem așa de puțin îngăduitori și că s-a întâmplat ceva cu noi. Da, am fost la frângerea pâinii. Frângerea pâinii, să știți că în afară de împărtășanie și de Sfânta Liturghie, este împărtășirea pe care Dumnezeu ne-o face cu toate darurile sale către noi oameni. Atâta vreme cât împărtășește Dumnezeu bucuria de a vedea cerul, de a vedea soarele, de a vedea lucruri frumoase pe lângă noi, așa cum spune Psalmistul, cerul este un salvare lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria, această binecuvântare pe care ne-o dă Dumnezeu trebuie ca în sufletele noastre să ne schimbe total, până unde? Până acolo unde, să spunem și noi, împărăția cerurilor este în sufletul meu. Și să știți că dacă într-adevăr va fi în sufletul nostru, o vor vedea și colegii noștri, o vor vedea și șefii noștri, o vor vedea și vecinii noștri. E adevărat că în foarte mulți se va stârni și o invidie, așa că în lume necazuri veți avea, dar nu uitați că Mântuitorul a spus că trebuie să îndrăznim, că El a biruit lumea. Nu vă așteptați ca de mâine toată lumea să vă îmbrățișeze. Nu vă așteptați ca de mâine toată lumea să vă răspundă adevărat înviat atunci când îi salutați Hristos a înviat. Nu fiți dependenți de răspunsul celorlalți. Fiți mai degrabă credincioși în ceea ce faceți și ceea ce spuneți. Pentru că împărăția cerurilor este în sufletul nostru
nu în sufletul șefului nostru, nu în sufletul colegului nostru, nu în sufletul vecinului nostru și nici măcar în cel care ne invidiază într-un fel sau într-altul. Împărăția este în sufletul nostru. Nu vă amăgiți că o să o găsiți și în altă parte. Mulțumiți-vă cu împărăția din sufletul nostru și cu siguranță că vom fi, într-adevăr, niște martori ai lui Hristos, independenți de lumea în care ne desfășurăm cu mesajul Hristos a înviat. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca această a treia zi de Paști să fie pentru noi un început adevărat de un nou mod de viață. Un mod de viață care să n-aibă nimic de a face cu ce este pe lângă noi, ci să ne raportăm numai și numai la împărăția din sufletul nostru. Așa să ne ajute Dumnezeu. Hristos a înviat!